Sondajul a fost realizat cu operatori delegați de PSD, iar consultant la stabilirea întrebărilor și interpretarea rezultatelor a fost un institut de nivel mediu regional. Persoanele chestionate au fost cele din municipiul Giurgiu, colegiul care pune la bătaie un fotoliu de deputat, giurgiuvenii putând opta și pentru preferințele la Senat. Aproape 1200 de persoane au fost intervievate. Marja pe care ne-au comunicat-o colegii noștri este totuși mai mare decât la institutele naționale, undeva în jur de 5%. Și rezultatele le puteți observa și dumneavoastră. Giurgiuvenii îl preferă pentru Camera Deputaților pe Nicolae Florian, de la USL, acesta având în sondaj peste 74%. Urmează candidatul PPDD, Răzvan Cuc, care este preferat de 17% dintre giurgiuveni, apoi candidatul ARD, Cristian Teodor, cu aproximativ 8%. La Senat, pe primul loc în preferințele giurgiuvenilor, se situează candidatul USL Nicolae Bădălău, cu 72%, urmat de reprezentantul PPDD Ciobanu George, cu aproximativ 18%, și cel al ARD Mihai Neagu, cu 9%. Votul politic a evidențiat că USL este agreat de 71% dintre giurgiuveni, urmând PPDD cu aproape 20% și ARD cu 9%.